S-a încheiat distribuirea la domiciliu a tichetelor sociale de Paște, oferite de Primăria Municipiului Slatina. 5.705 persoane primesc acest tip de ajutor de sărbătorile pascale din 2020. Este vorba despre pensionarii cu venituri sub 1.200 de lei și persoanele cu handicap grav sau accentuat. Cei care nu au fost găsiți acasă de factorii poștali sunt așteptați la oficiile poștale din Slatina pentru a ridica tichetele. Mai sunt în jur de 450 de persoane care nu au intrat în posesia tichetelor sociale pentru sărbători, pentru Paște. Timp de 10 zile lucrătoare, începând de ieri, se vor găsi la oficiile poștale. Asta înseamnă că cei care nu au intrat în posesia tichetelor, din diverse motive, nu au fost găsiți efectiv de poștași și care au primit avizul de la poștași în cutia poștală, se pot duce la oficiile de care aparțin să ridice tichetele sociale. O parte din beneficiarii acestui tip de ajutor social pot primi și tichetele în valoare de 300 de lei alocate de municipalitate în perioada stării de urgență. Pot să beneficieze în același timp și de tichete sociale de sărbători și de tichete sociale pentru situații de urgență. Pentru primele s-a făcut deja acordarea. Deja suntem în fază finală de distribuire, pentru acestea de-abia începe. În condițiile în care sunt aceleași categorii de beneficiari, da, pot beneficia de ambele tipuri de tichete sociale. Dacă până acum numărul de unități care acceptau plata cu tichete sociale era de 71, de data aceasta sunt 144 de astfel de magazine și farmacii. Lista lor va fi găsită în plic, dar va fi postată și pe site-ul Primăriei Slatina.